Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre desen, despre o expoziție care a avut loc în Londra, dar și despre o profesoară de desen din localitatea Ovidiu, despre desen și despre ce fac copiii, despre cum se transpun trăirile lor în desen, în pictură. De fapt, aș încerca să aflăm acest lucru de la invitatul nostru de astăzi, pentru că mi se pare foarte interesant. Am avut o discuție extrem de interesantă înainte de această emisiune, atunci când o pregăteam împreună. Vă prezint invitata mea de astăzi, este doamna Ionela Cumpănaș și este profesor de desen în localitatea Ovidiu. Bună ziua! Bună ziua! Cum se numește școala din Ovidiu acum? Liceul Tehnologic Ion Podaru. Așa, bun. V-am invitat aici pentru că am aflat o informație. Ați fost un pic până în Londra și v-ați întors de acolo. Corect. De ce ați fost în Londra? A fost un târg internațional de artă. N-a fost o expoziție propriu-zisă sau o bienală cu unde sunt invitați artiștii. La acest târg au putut lua parte orice artist, profesionist sau neprofesionist, doar să-și vândă arta. Arta sau non-arta? Deci există și artă și non-artă? Bineînțeles, Da? bineînțeles. Dar faptul că am ieșit în afara țării, că am discutat, am interacționat cu artiștii din alte țări și cu stilurile diferite pe care le au, a contat foarte mult pentru mine. Deci a fost un târg unde este pus la dispoziție o hală foarte mare cu diferite panouri de închiriat în funcție de banii pe care îi dai ție un spațiu mai mare sau unul mai mic. Și acolo arăți tuturor, sunt foarte mulți vizitatori. Asta m-a încântat foarte mult, că am între 1.000 și 6.000 de vizitatori pe zi. Târgul a fost deschis 2 zile. Există evenimente similare organizate în România? Târguri nu prea. În România de obicei se expun la galerii. Sunt curatori de artă, tot așa oarecum se face o închiriere a galeriei, dar selecția este mai Rigoros, profesionistă, da? să zicem așa, că nu se acceptă chiar orice. Se pot expune în muzee dacă ești membru UAPE. Eu sunt membru UAPE de 7 ani de zile și Uniunea Artiștilor Plastici din Uniunea România. Artiștilor Plastici, da, trebuia să precizez asta. Și sunt târguri din acestea, să zicem, încropite în mall-uri, prin Mamaia, dar nu sunt de asemenea învergură și internaționale. E o diferență mare între ceea ce se întâmplă pe piața aceasta, că o să-i spună piață, dacă vorbim de vânzare-cumpărare din Londra, din Europa de Vest și România, suntem undeva departe aproape. Nu știu ce să vă spun. Artiștii din România tind să plece spre străinătate pentru că sunt mai bine puse la punct aceste expoziții. Sunt de anvergură și sunt atât sculptură, ceramică, pictură, textile. La noi sunt puțin mai restrânse și sunt cu mai puțin artiști și eventual local. Sunt și expoziții, cum să vă spun, sunt bienale, adică o dată la 2 ani, ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba și suntem invitați, da, oricine poate să participe, dar nu sunt de așa învergură. Iar artiștii din străinătate, dacă vor să participe, pot veni la noi în România și nu li se percepe nicio taxă. Și pot veni chiar în muzee, la noi în Constanța, vin foarte mulți artiști străini și expun aici fără nicio problemă, sunt primiți cu mâinile deschise. Deci o cale cu un singur sens, înțeleg, de aici acolo este puțin Este diferit, diferit, da? trebuie să plătești, da, trebuie să plătești. Dacă este o galerie renumită, tot tu ca artist trebuie să investești și să plătești chiria. Dacă reușești să-ți vinzi lucrările, dai un procent din acele lucrări, adică este un drum mai anevoios, dar oarecum mai sigur. Adică se ajunge la o reușită până la urmă, cu o investiție destul de mare. Am înțeles. Cum ați ajuns aici? Povestiți-ne puțin despre dumneavoastră. Cum ați ajuns în momentul acesta în care
mergeți în Londra la un târg în care predați copiilor din Ovidiu. Da, a fost un drum lung și am luat cu pași mărunți, am expus întâi în România, m-am făcut remarcată în Iași, acolo unde am terminat Academia de Artă și am absolvit și masterul. Și apoi, când m-am retras în Constanța, am devenit membru UAP și am expus la muzeu. Doamna Doina Păuleanu m-a susținut foarte mult și de fiecare dată când am vrut să expun, a fost bucuroasă. Am avut recenzii bune de la dânsa și e o onoare pentru mine. Iar apoi am tot lucrat și am postat lucrările cum fac cu toți, acum internetul este la putere. Am pus lucrările, le-am urcat pe o platformă americană, să spun, să nu dau exact site-ul. Nu le-am pus pe site-urile acestea de socializare foarte mult, pentru că este puțin o artă diferită și nu știu ce așteptări să mai am în sensul acesta, pentru că în România arta nu este chiar atât de cumpărată, să spun. Nu că nu este bine văzută. Bineînțeles că avem critici și artiști și cunosc valorile, doar că nu se mai investește în artă pentru că oamenii sunt preocupați de alte lucruri. Și se spune că este o bună investiție financiară, nu se depreciază, dimpotrivă. Da. Da. Dacă ești mediatizat foarte bine, dacă se spun foarte multe lucruri și dacă apar tot timpul peste tot, probabil atunci ești, nu știu cum să spun, mai bine văzut și de altfel cumpărat. Am înțeles cum un e. Un brand la probabil un moment dat. Ca peste tot în economie. Cum este Iașul față de Constanța? Iașul este mirific. Serios, am dorit dintotdeauna să studiez acolo. Cultura este la orice pas. Încă se recită poezie în parcul lui Eminescu. Încă oamenii se mai strâng și la Bojdeucă și desfășoară spectacole și teatre și așa mai departe. Adică e un organism viu. Pentru mine asta a însemnat, pentru că în fiecare zi exista o lansare de carte, în fiecare zi era o expoziție de artă, în fiecare zi spectacole și eu ca studentă la artă aveam reducere peste tot și nu scăpam absolut niciun eveniment. În momentul în care am venit în Constanța, probabil că nici nu eram prea băgată în lumea artiștilor să cunosc toate lucrurile astea, dar viața pe care am trăit-o atunci, probabil și studentă fiind, am văzut-o minunată. Este perioada mea de viață cea mai fericită în Iași. Se simte diferența dintr-un oraș cum este Iașiul, care are o universitate puternică de prestigiu cu foarte mulți studenți, și un oraș cu o universitate relativ recentă, cu mult mai puțini studenți? Aici se face oare o diferență între orașe? Se face o diferență între orice oraș, pentru că sunt stiluri diferite. În București se predă într-un anumit stil, la Cluj într-un anumit stil, merg spre contemporan, spre artă conceptuală. Ieșenii sunt conservatori, sunt clasici, pornesc treptat, iar în Constanța nu pot să spun, pentru că eu știu că de obicei vin cadre din București pentru licențe. Nu știu exact ce se întâmplă, nu pot să spun dacă este, dar fiind înființată de câțiva ani, nu știu de câți ani, nu poate fi chiar atât de prestigiu, dar nu bag mâna în foc că n-ar fi extraordinară și ea. Mi-ar plăcea să predau acolo, să văd ce se întâmplă. Am înțeles, și nu o să fie o universitate care să se implice mai mult, dar ăsta este deja un este subiect decât o secție, în este viața pedagogie. Orașului. Este da, dar eu vorbesc de toată universitatea. Nu? Mi se pare că e o ruptură un pic între mediul universitar și viața noastră a tuturor. Da, poate că mă înșel eu. Cum sunt copiii pe care vezi la școală? Copiii sunt cei mai minunați omuleți pe care îi poți întâlni în ziua de astăzi. Dintotdeauna mi-am dorit să lucrez cu copiii. Ce clasă aveți? De la clasa 5-a până la 12-a. Am și liceul.
Cu liceul e puțin mai dificil să-i motivez în ale artei, pentru că au alte deschideri, să spunem, și alte preocupări. Adolescenții sunt mai puțin atrași de artă, sunt mai mult atrași de gadgeturi, dar cei de la clasele 5-8 sunt minunați, sunt încă receptivi, sunt bucuroși că pictează, că desenează, că se exprimă. Îi văd foarte fericiți la ora mea. Asta e ceea ce îmi doresc foarte mult, să fie bucuroși când mă duc în clasă și când mă apuc de lucru cu ei. Ce desenați? Ce faceți cu niște copii de clasa 5 sau 6, de exemplu? La clasa 5 facem cunoștință cu artele plastice. Este un ABC al tehnicilor. Adică este cel mai frumos. Teorie? Nu, teorie foarte puțin. Suntem obligați să facem lucrul acesta. Când avem și inspecții, dacă nu scriem pe tablă, e jale. Ministerul poate să știe lucrul acesta și trebuie să respectăm anumite canone date de minister. E o programă cu niște obiective care trebuie să îndeplinite la final, cu manualele care trebuie cu, mă rog, mai multe lucruri. Deci nu vreau să intru în... Deci copiii da, nu scapă dar, de această ca să nu-i obosesc, de fiecare dată două, trei lucruri le explic și scriem doar pe foaia pe care vom urmează să pictăm. Și atunci când încep să le explic despre ce este vorba, doamna, când ne apucăm să desenăm o dată? Și îmi dau seama, dar încerc să le explic că e foarte important să le spun două, trei lucruri și apoi la tema respectivă desenăm și pictăm. Trebuie să rămână, să zicem, cu niște generalități, că nu putem să intrăm la liceul de artă, cu totul altceva, se pune accent foarte mult și pe teorie. Am predat și acolo câțiva ani să experimentez și acolo sunt obligați să știe lucrurile astea foarte, foarte bine, să și le însușească foarte bine. Ce desenați? Ce pictați cu ei? Deci în clasa 5 am zis că învățăm tehnicile care impresionează foarte mult. Învăț cum se folosește un creion, cum pentru creioanele au mine moi și mine tari, care sunt diferențele între un creion B, HB și așa mai departe. Facem cunoștință cu cărbunele de desen, cu acuarelele, explic ce înseamnă acuareaua, ce este guașa, ce este tempera, ce este acrilicul. Sunt foarte diferite și sunt foarte interesați de lucrurile astea și, bineînțeles, ne jucăm foarte mult cu acestea. Și multe compoziții. Ei sunt foarte atrași de compozițiile abstracte, foarte mult. Și compozițiile figurative, unde îi pun să deseneze personaje. Nu știu de ce nu prea le plac să reprezinte personajele. Nu știu de ce. Sunt rușinați că nu le fac exact cum trebuie, proporții și așa mai departe. Le explic că învățăm asta mai târziu și că ceea ce desenează este minunat. Nu au încredere la început în ei, dar pe parcurs înțeleg că sunt minunate toate lucrările, pentru că facem expoziții și le arăt cât de admirate sunt și de ceilalți profesori și de alți colegi și prind încredere în ei pe parcurs. Dar, în general, naturi statice, compoziții plastice cu personaje, peisaje, ce să vă mai spun... ceva de genul acesta și multe altele. Am înțeles, există copii care au talent la desen și copii care nu au talent sau oricine poate desena? Toți copiii sunt talentați, toți se nasc cu acest talent. Serios? Toți, dacă absolut toți. Dacă mă puneți pe mine să desenez un cal de drum, pare să știți că rău. Nu va ieși niciodată nu un cal, fost îndrumat, nu ați fost îndrumat în sensul acesta și poate nu ați fost foarte atras. Da? Acum nu glumesc, dar oricine poate desena un cal, da? Dacă este învățat, greu, da. Da, dacă este învățat, da, și dacă îi place, dacă aveți un atașament față de desen de la început, de când sunteți copil. Dar apoi se pierd lucrurile astea, dacă sunteți atrași de altceva, nu mai puteți fi, dar toți se nasc cu acest talent.
doar trebuie dezvoltat în sensul acesta. Interesant. Dar de asta sunt și adulții care vin și fac cursuri la 50-60 de ani, se gândesc că le-ar fi plăcut totuși să studieze arta și vin la școala populară de artă și fac lucrul acesta. Îl ajută pe un copil desenul sau pictura. Știți probabil care este reacția multor părinți: învățați matematică, învățați română, astea da. Sunt lucruri pe care trebuie să le știți neapărat. Etalon. Și pe bună dreptate, nu știu, da, examen, pentru da, la admitere, la română, la matematică, da, deci trebuie să înveți bine română și matematică. Sigur că da. Lasă deoparte unele materii care poate nu sunt lasă așa de importante. Lasă deoparte desenul, muzica și sportul, important este limba și literatura română și matematică ca examene și așa mai departe. Dar pentru că am studiat foarte mult acest domeniu, îi dezvoltă foarte, foarte mult pe copii desenul, pictura de la un an sau doi ani. Dacă lor li se dă un creion sau o cariocă în mână și li se permite să deseneze orice își doresc ei, dacă sunt părinți puțin mai încrezători și le dă și o bucată de lut să o modeleze și dezvoltă pe lângă motricitate și dezvoltă și creierul, atunci ei se dezvoltă foarte bine, atât emoțional cât și creativ. Și inteligența emoțională este foarte importantă în ziua de astăzi, trebuie să-i facem față și se dezvoltă foarte mult, altfel nu ar fi fost în curriculum acesta și desenul și sportul și muzica, dacă nu ar fi dezvoltat creierul într-o anumită direcție, într-o direcție foarte bună. Au răbdare să stea câteva zeci de minute, 40-50, să deseneze? Din câte am văzut eu, copiii și de clasa 5 și de clasa 12, parcă nu mai au atât de multă răbdare să foiesc. Nu mai au răbdare, dar eu le permit să-și împrumute materiale între ei, nu le fac observație că vorbesc, le permit să vorbească, le permit să-și spună anumite lucruri, le permit să se ducă la celelalte bănci în cazul în care în ziua aceea nu sunt foarte inspirați, să vadă ce au făcut și alți copii. Nu sunt crispați, le place foarte mult. Dacă le place o temă foarte mult, nu îi ridic absolut deloc de la masă. Se pun pe desenat și pictat și până nu se sună, nu se ridică de la masă. Sunt minunați. Mai sunt și excepții, dar acelea sunt doar copilării și nimic de speriat. Există greșeli atunci când desenezi ceva? Nu știu, aveți o temă oricare, vă povestăm înainte de misiune, un lan de grâu, toată lumea desenează un lan de grâu ca și cum îl vede de pe șosea, că așa îl vede majoritatea dintre noi, dar îl putem desena și văzut dintr-un avion. Este o greșeală asta? 1. 2. Există greșeli în modul de reprezentare a unor teme? Nu este absolut deloc greșit. Dacă ai o altă viziune, deja ești special și talentat. Punct. Dacă 20 de elevi într-un anumit mod și al 30-lea în alt mod, deja este un copil special. Este foarte talentat, cu o viziune diferită și trebuie anunțați părinții, în cazul acesta, să-l încurajeze să meargă mai departe. Pentru că există școli de specialitate și licee, eu îi încurajez pe părinți. De la liceul tehnologic au plecat foarte mulți la liceul de artă. Din Ovidiu, da? Și, da, din Ovidiu. Și sunt foarte bine văzuți acolo și la facultate am avut o experiență extraordinară într-un an, în clasa 12, o fată care se pregătea pentru psihologie. Făceam cu ei arte vizuale și aici include mai mult și artă fotografică și artă costumului și arta teatrului și așa mai departe și design vestimentar sunt cuprinse mai multe și mi-a spus: doamna profesoară, vreau să dau la artă. Și am zis: e foarte complicat acum, este prea din scurt, dacă muncim zi de zi e imposibil să nu recuperăm. Fata aceasta m-a avut o surpriză, a fost foarte ambițioasă, a lucrat zi de zi, a intrat la Academie în București și cu burse la grafică. Astea sunt mândriile profesorilor, să spunem așa. Da, e o chestiune care, nu știu, o poate ajuta în carieră, ce poate să facă această domnișoară despre care vorbiți? Grafică de carte.
de exemplu, și am făcut grafică de carte. Poate să meargă pe design. Designul acum este foarte căutat, design de interior, design vestimentar, design de produs. Deci pot face foarte multe lucruri, doar cu specializările respective. Dar pot face foarte multe lucruri. Adică nu neapărat dacă te duci la artă, domne, te faci artist profesionist și mor de foame, pentru că asta este. Ce faci, domnule, la liceul de artă? Pe bune? Ce ești de acolo, un amărât de artist? Nu, sunt mai multe căi pe care se pot apuca, inclusiv arhitectură și așa mai departe. Am înțeles. Vorbeam înainte de emisiune de ceea ce se numește simț cromatic. Există oameni care poate că nu știu, dau acest simț cromatic, ca să spun asta, se învață? Se învață. Să știți că dacă mă uit pe stradă, văd că nu toată lumea l-a învățat, nu știu, la modul în care, și eu nu mă pricep, la modul în care își asortează culorile atunci când se îmbracă. Lucrurile acestea se pot învăța se și ele? Se învață. Sigur, din clasa 5 învățăm lucrurile acestea. Sunt niște contraste și ei înțeleg anumite lucruri și de asta îi condiționez în cromatică întotdeauna. Când le dau o lucrare să facă, îi condiționez, le spun, folosiți doar culoarea asta, asta și asta. În început ei nu au acest simț, dar pe parcurs, fiind condiționați, înțeleg și apoi își restrâng gama cromatică și înțeleg că armonizarea culorilor se face într-un anumit fel. Până la clasa 8-a se învață. Și apoi... Deci când le dați trei culori, da? Cu care, trei culori de bază cu care să deseneze? Spuneți? La început, da. Care sunt? Nu pot să cred că nu le știți. Să le spunem oamenilor. Cu ce culori desenează, deci, la început? Roșu, galben și albastru, alb și negru, obținem toate culorile existente. Și la început mă duc și le explic că cu asta îi atrag cel mai mult. Știți că din roșu, galben și albastru punem pe paletă și putem să obținem foarte multe nuanțe și tonuri cu alb și negru. Nu putem să credem, doamna profesoară, și vă demonstrez, facem împreună. Și de fiecare dată când fac un amestec și obțin o nuanță și o culoare nouă, sunt extraordinar de uimiți. Și vă cerii teste, nu știu, vreau să obțineți o anumită culoare din... Îi mă pun la încercare. Da. Dar dacă amestecăm toate culorile astea, dacă amestecăm 3 sau 4, dacă, haide să facem lucrul acesta. Le spun dinainte. Spuneți, știți, doamnă, dar din galben și negru ce obținem? Verde. Nu se poate, doamnă. Haideți să încercăm să vedeți. Și apoi sunt conștienți că am dreptate. Până la urmă au încredere în mine. Da, au prins vremea noastră când erau televizor acelea culori care aveau desenate culorile așa undeva. Cred pe că telecolori se chemau. Era o sticlă pusă în fața televizorului și se vedea o parte albastră, o parte galben și una roșie. Dacă le spunem copiilor că există televizor alb-negru, cred că... L-am explicat. Da? Ca părinte explici ce era și ce... Nu era. Am înțeles, da, ei mei înțeleg mai greu. Ca să desenezi trebuie să fii o persoană mai sensibilă sau poți să fii orice fel de, nu știu, să ai orice fel de caracter, comportament? Nu știu ce să vă spun. Dacă ești o persoană mai sensibilă, transmiți în desenul tău și niște emoții mai bune și mai evidente. Adică să nu credeți că emoțiile transmise de un tablou trebuie neapărat să fie unele bune. Dacă ești în fața unui tablou oripilat de ce vezi, deja s-a transmis o emoție, deja e un tablou bun. Dacă ești dezgustat, este iarăși o emoție. Dacă ești încântat, este iarăși o emoție. Și atunci copiii pot transmite orice emoție din ceea ce realizează ei. Dar întotdeauna vor transmite ceva din desenul lor sau din pictura lor. Deci important este să transmită ceva, da? Da, transmit întotdeauna, nu au cum. Inconștient îi transmit ceva prin desenul lor, indiferent de ce temă le dau. Înțelege? Eu le citesc foarte multe povești cu tâlc românești, din folclorul românesc. Și, cum v-am zis mai devreme, și imaginează aceste imagini și le fac în căpușorul lor, le explic că ar putea să deseneze anumite scene, să-și aleagă ce scene li se pare lor mai importantă și atunci îmi dau seama de ce au fost ei mai impresionați. De exemplu, să vă dau un exemplu dintr-o poveste cu tâlc, Leneșul și Măgarul.
de Alexandru Mitru. Este un leneș care nu dorește să-și încălzească familia și să ia lemne din pădure, pentru că este foarte leneș, se duce și și ia măgarul, că este leneș și hameboi, se duce în pădure, ocolește toată pădurea, nu găsește un copac cât să-i priască lui, să-l taie, să nu obosească foarte mult fiind foarte leneș, leagă copacul de gâtul măgarului și încearcă să smulgă măgarul ca să nu facă el efortul, moare măgarul și așa mai departe. Ei, unii copii sunt impresionați de faptul ăsta că moare măgarul. Pe mine este o chestie controversată. Foarte mult scena asta când măgarul este mort. Și fără foarte multe descrieri, desenează și cu sânge și cu limba scoasă și tortit în diferite poziții. E, alți copii desenează cum vin țăranii și îl roagă pe leneș să iasă în pădure. Sunt impresionați de bunătatea oamenilor și cum încearcă să-l convingă să meargă și așa mai departe. Deci fiecare este impresionat de felul cum le este sufletul. Și atunci pot să știu copiii aceia dacă se uită la filme thriller și horror și părinții le permit să joace jocuri de genul acesta nocive pentru ei. Știu ce copii trăiesc la țară și se bucură de vacanță corect și știu și sufletelele celelalte care sunt speciale și de artiști pe viitor, dacă doresc părinții, că totul depinde de părinți. Interesant. Luăm o scurtă pauză și revenim. Ne-am întors, Ionel, acum până și profesor de desen în Ovidiu. Discutăm despre... Mă spuneați că desenele sunt, așa înțeleg eu, un fel de poartă către sufletul copiilor, da? Corect. Și înțelegeți de acolo multe lucruri. Multe lucruri, înțelegeți, da, dacă un copil vine de la oraș sau vine de la sat, dintr-un desen pe care îl face, nu? Da. Am realizat un experiment cu doi subiecti, însemnând două clase, o clasă de mediul rural și o clasă din mediul urban. La ambele clase am citit trei povești identice și la una și la cealaltă și am avut surprize de a vedea foarte diferit anumite lucruri. Copiii de la țară au fost mai atașați, eu cred că este vorba și de mediu, pentru că ei, cunoscând mediul, a fost foarte ușor să realizeze lucrul acesta. Au fost mai sensibili la poveștile spuse și au pictat mult mai frumos și mult mai artistic și mult mai mult cu sufletul. Pe când dar nu se mai poate pune problema în ziua de asta. Experimentul ăsta a fost făcut acum 15 ani. Acum cei din mediul rural s-ar putea să-i vadă pe cei din mediul urban, pentru că și ei sunt foarte bine puși la punct cu internetul și cu telefonul și cu jocurile și cu Xbox-ul și așa mai departe. Nu mai există diferență, nu mai există tehnologică diferență între copiii astăzi și de la... Doar de mediul social, atât. În rest, nu se mai pune problema de atașament față de, să zicem, sau sensibilități față de mediul în care trăiesc și așa mai departe. Și cei din mediul rural au desenat într-un stil așa de gen desen animat, pentru că sunt, cum v-am zis mai devreme, poluați imagistic, foarte multe desene animate, foarte multe reclame peste tot, nu ai cum să nu le observi și jocurile acestea care afectează efectiv creierul. Că am citit o carte realizată de niște oameni de știință care au pus efectiv electrozi pe creier în fața calculatorului și au observat ce se întâmplă cu creierul în momentul acela și au descoperit că emisferele nu mai colaborează între ele, deci efectiv noi suntem așa ca o legumă, nu se mai dezvoltă niciun fel. Și cu cât mai multe pauze de genul acesta, adică creierul face o pauză, în momentul în care te uiți la televizor, în momentul în care te joci, în momentul în care
butonezi telefonul și cu cât mai multe pauze de genul acesta, cu atât mai puțin se dezvoltă creierul. De asta este bine să le eliminăm cât mai mult. Noi ca părinți putem să facem lucrul acesta, ca profesori foarte puțin, foarte puțin. Doar să le insuflăm să poată să continue câte ceva acasă, dar fiind în mediul lor și cu părinții care nu prea mai au timp de ei, fac exact cam ce le place și deocamdată nu au maturitatea să aleagă ce este bine pentru ei. Educația se face în principal acasă, nu la școală. La școală, mă rog, să facă alte lucruri. Probabil că și educație atunci când se poate. Poluarea imagistică este interesantă. Poluarea imagistică, da, contează foarte mult imaginea autentică. E foarte greu să-i fac pe copii să înțeleagă ce înseamnă o imagine autentică și ce de valoare. O imagine autentică și de valoare. Cu exemple, vă rog. Imaginea autentică este atunci când o realizează ei fără să se inspire din ceva anume. Adică să spună, doamna, aș putea să realizez eroul din desenul acela animat? Nu, vreau să realizez un erou pe care ți-l imaginezi tu. Atunci este autentic. Pot să le spun un animal fantastic. Un animal fantastic, aș putea să fac un dinozaur? Nu. Aș putea să realizez un... Nu, un animal fantastic îl realizezi tu din imaginația ta, cum îl vezi tu și te duci până unde dorești tu. Adică ai voie să faci absolut orice. De exemplu, un peisaj. Poți să faci soarele negru. Îți creezi tu un peisaj și o lume a ta. Este o lume a ta pe care tu poți să ne arăți nouă. Este autentic. Tu ai gândit-o, tu ai creat-o, nu te-ai gândit la ceva asemănător. M-am inspirat din acea grafică de carte că am văzut sau am văzut că verișoara mea a desenat ceva. Nu, autentic înseamnă din imaginația ta și din sufletelul tău. Asta înseamnă că nu pot desena nimic greșit, nu? Absolut, absolut, absolut nimic greșit. Desenează totul perfect. Din punctul meu de vedere este totul perfect. Că ei mă ceartă la un moment dat și îmi spun, doamne, dar prea ne spuneți tuturor, vai, ce frumos, ce bine. Și îmi zis, aveți încredere în mine. Aveți încredere în mine că faceți original. Și astea sunt cele mai prețioase. Sunt cele mai prețioase. Bineînțeles, le arăt imagini cu lucrări, reproduceri după lucrări de artă. Ar trebui foarte mult să se ducă la muzee, în primul rând, să înțeleagă ce înseamnă o operă de artă văzută efectiv cu ochișorii lor și o imagine doar proiectată pe un perete. Este extraordinar. O diferență între tabloul pe care îl vezi de la un metru și ce vezi într-o fotografie, deși o reproducere? Da, nu-ți transmite aceeași emoție. Nu-ți transmite aceeași emoție, pentru că unele picturi sunt păstoase, sunt în relief, sunt ca niște basoreliefuri și în imagine nu poți să redai lucrul acesta. Atunci când îl vezi, e spectaculos, e cu totul altceva. Care sunt câteva dintre lucrările dumneavoastră preferate din muzeele mari ale lumii? Nu știu, care sunt? Îmi place foarte mult Ion Țuculescu, este un artist oltean. Am văzut, sunt fascinată de lucrările lui. Lucrează foarte mult exact așa în relief, pune pastă peste pastă, face totemuri și pictează în ulei, lasă să se usuce culoarea anterioară și suprapune cu alta și suprapune astfel încât iese un altorelief, nici măcar basorelief. Sunt extraordinare, sunt impresionante. Bineînțeles că Van Gogh este unul dintre preferații mei pentru faptul că pictează, are vibrația aceea facturală pe toate formele pe care le reprezintă, tușele lui speciale, scurte și frenetice, pentru că el era un tip foarte irascibil și puțin controversat, dar extraordinar. Eu nu înțeleg lucrurile astea, nu le înțeleg. De ce nu sunt văzuți minunați artiștii și când sunt în viață? Asta o să mă depășească. Bine, nu toți, dar cei mai minunați întotdeauna sunt văzuți după ce nu mai sunt ei.
Am înțeles. Întotdeauna noul șochează. Întotdeauna noul șochează dacă vii cu ceva nou. În primul rând este toată lumea cu nu, așa ceva nu, și apoi ușor, ușor se adaptează și încep să accepte și apoi să-l ridice în slăvi. Ca peste tot, numai pictură în artă, dar de fapt cred că peste în majoritatea tot, domeniului. Noul întotdeauna este controversat la început și apoi lăudat, este ciudat. Dar așa este. O precizare înainte de final. Ce ați văzut, imaginea pe care l-ați văzut, sunt creațiile invitatei noastre. N-am apucat să vorbim foarte mult despre ele, să le explicăm. O ultimă întrebare, că mergem într-un concediu, fie că mergem în România, fie că mergem în străinătate, ce ar trebui să alegem? Shopping sau muzeu? Bineînțeles că eu sunt doar obiectivă și umple sufletul, pentru că de fapt despre asta este vorba pe planeta aceasta și în viața aceasta, să ne hrănim sufletul cu cât mai multe lucruri frumoase. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și eu foarte mult, a fost o onoare. Și dumneavoastră că v-ați citat, o zi bună în continuare.